Donald Trump nu se lasă după avertismentul adresat Rusiei, relațiile noastre sunt mai proaste ca pe vremea războiului rece. Presubliniere dintele Statelor Unite, Donald Trump, a estimat miercuri, într-un mesaj pe Twitter, ce relațiile ruso-americane sunt la ora actuală mai proaste ca oricând, chiar mai proaste decât în timpul războiului rece. El afirmă, însă, disponibilitatea sua de a ajuta Rusia să desubliniereze dificultățile economice, dar cu condiția opririi cursei în armări, un mesaj aparent mai conciliant, după ce mai devreme a avertizat Moscova, prin intermediul aceleia sublinierei recele de socializare, să se pregătească pentru rachetele pe care armata americană le va lansa asupra Siriei, informează AFP sublinierei DPA, conform agerpres.ro. Relațiile noastre cu Rusia sunt acum mai proaste ca oricând, inclusiv decât în perioada războiului rece. Nu există niciun motiv pentru aceasta. Rusia are nevoie de noi pentru economia ei, ceea ce ar fi foarte o subliniere ori de făcut. Sublinierei avem nevoie ca toate națiunile să lucreze împreună. Să oprim cursa în armări, a scris Trump pe rețeaua de socializare. Alert, Donald Trump amenință Rusia cu război, anunț bombardarea Siriei. Acest mesaj survine la scurt timp după un altul în care presubliniere dintele american avertizează Moscova ce urmează riposta sua, după ce zeci de civili au fost uși sublinierei sunt în apropiere de Damasc în urma unui atac chimic pus de statele occidentale pe seama regimului presubliniere dintelui Bashar al-Assad aliat cu Rusia. Rusia a promis că va doborî una câte una toate rachetele trase către Siria. Pregte subliniere tete Rusia, pentru ce ele vor veni, frumoase, noi subliniere inteligente, smart. Nu ar fi trebuit să fii prieten cu un animal care ucide cu gaze, gas killing animal. Care sublinierei ucide propriul popor sublinierei îi face plăcere, a scris Trump pe Twitter, el replicând astfel sublinierei declarației ambasadorului Rusiei în Liban, Alexandr Zazipin, care a spus că Rusia va doborî orice rachetă americană ce ar fi lansat către Siria.